Bună ziua din nou, dragi prietenii, bine v-am regăsit. Sunt consilier psihoterapeut și hipnoterapeut clinic Mioara Crenganiș. Iar astăzi aș dori să vorbesc despre concepțiile greșite comune despre psihoterapie și la ce te poți aștepta sau nu de la psihoterapie. Pentru că majoritatea dintre noi concep greșit termenul de psihoterapie, astăzi mi-am propus să vorbesc despre ce este de fapt psihoterapia, despre concepțiile greșite ale unora despre psihoterapie și la ce te poți aștepta sau nu de la psihoterapie. Majoritatea clienților mei, când vin pentru prima oară la mine, spun că le este rușine. Spun că le-a fost greu să ia această decizie de a începe o ședință de terapie, de consiliere psihoterapeutică. Pentru că, spune-i, mulți dintre prietenii și familia lor consideră că dacă mergi la consilier, la psihoterapeut, ești nebun. Ei bine, dragii mei, doresc să subliniez aici că a merge la psiholog, la un consilier psihoterapeutic sau chiar la un hipnoterapeut, nu ești nebun, ci pur și simplu ai unele probleme peste care nu poți trece. Nu poți trece singur și atunci apelarea la un profesionist este cea mai bună cale de a depăși aceste momente ale vieții tale. Atunci când ești cu adevărat nebun, nu vii la mine sau nu mergi la un psihoterapeut. În acest caz mergi la un psihiatru care este total diferit de un psiholog, un consilier, un psihoterapeut sau un hipnoterapeut. Un psihiatru este medic. El îți poate prescrie medicamente, în schimb un consilier psihoterapeut nu poate. Pentru că el nu este medic și nu poate să-ți prescrie aceste medicamente. Consilierul psihoterapeut te poate ajuta să treci peste problemele tale. Un consilier îi ajută pe oameni să vorbească despre sentimentele lor. Acest lucru ar putea fi din cauza dificultăților de relație, durere sau pentru a-i ajuta să se descurce cu viața de zi cu zi. Consilierul va organiza sesiuni cu persoane și grupuri într-un mediu sigur și confidențial. Îi va încuraja să privească alegerile lor și să găsească propriul lor mod de a face o schimbare pozitivă în viața lor. În experiența mea, consultând pacienții care au în vedere dacă urmează sau nu psihoterapie pentru îmbunătățirea sănătăților mentale, calea către această decizie este la fel de variată ca și persoanele care călătoresc. Uneori e preocuparea unui prieten, partener sau membru al familiei este punctul de vârf pentru ca o persoană să caute ajutor. Adesea, adulții înșiși sunt conștienți de modalitățile prin care și-ar dori ca relațiile lor să fie mai bune, starea de spirit sau anxietatea lor să se simtă mai ușor de gestionat sau de comportamentele specifice pe care le-ar dori să ajute la schimbare. În aceste cazuri, oamenii se autoreferează în interesul creșterii personale, al reducerii simptomelor și
și al calității vieții, în general, îmbunătățite. Indiferent de modul în care ați putea ajunge la decizia de a încerca psihoterapia, veți ajunge la prima sesiune cu un set de așteptări, inclusiv unele concepții greșite despre procesul de psihoterapie, așa cum am vorbit la început. De ce există concepții greșite despre psihoterapie? Ei bine, dacă sunteți străini de domeniul sănătății mentale, este posibil să fiți printre publicul larg care ar putea beneficia de ajutorul îmbunătățirii alfabetizării sănătății mentale, de exemplu, cunoștințe despre tulburările mentale. Cu siguranță, acest lucru are sens și nu este unic pentru domeniul sănătății mentale. Până la urmă, non-avocații nu știu de obicei multe despre litigii, dar ar putea fi greu pentru dumneavoastră să identificați pragul pentru suferințele psihologice semnificative în voi sau în ceilalți. Și poate adăuga obstacole pentru inițierea cu succes a psihoterapiei sau pentru a fi dispus să rămână cu ea. Cele mai ușor accesibile informații despre psihoterapie provin din portretele media. Cercetările au arătat că oamenii formează conceptualizări și așteptări ale psihoterapiei pe baza ilustrațiilor pe care le văd în televiziune și la film. Deși s-ar putea să fii capabil să echilibrezi reprezentările fictive, uneori dăunătoare, ale altor profesioniști, cum ar fi medici sau profesorii, cu experiența ta din viața reală care beneficiază de îngrijiri medicale sau de educație, poate fi mai dificil să contracarezi stereotipurile clinicienilor de sănătate mentală sau, în general, procesele de psihoterapie. La ce nu trebuie să vă așteptați de la psihoterapie? Ei bine, înțelegerea a ceea ce nu vă așteptați din experiență vă poate ajuta să abordați un tratament așa cum îmi place să mă gândesc la el, un consumator educat, ca să spun așa, cu mintea deschisă. Iată câteva așteptări comune, dar greșite, total greșite de a încerca să pleci de la ușă înainte de a intra în sesiune. Nu vă așteptați la o rezolvare rapidă, dragii mei. Există un număr foarte limitat de probleme pentru care doar o singură sesiune de psihoterapie va fi tot tratamentul care este necesar. Excepție de la aceasta include terapia de expunere cu o singură sesiune pentru unele fobii specifice la adulți, adolescenți și copii. Psihoterapia poate fi un angajament pe termen scurt sau pe termen lung. Primele câteva întâlniri sunt de obicei utilizate pentru dumneavoastră și terapeutul dumneavoastră pentru a determina dacă și ce fel de terapie poate fi de ajutor. Vi se va cere să vorbiți despre preocupările specifice care v-au determinat să solicitați terapie sau consiliere, precum și despre elemente din istoricul dumneavoastră medical, social și familial mai larg, care va ajuta terapeutul să vă cunoască mai bine. Pentru unii oameni,
Este destul de incomod să vorbească deschis despre simptomele și despre istoricul lor. Pentru alții, aceasta este în sine o experiență care ușurează puternic. Indiferent, este foarte puțin probabil ca schimbarea sau rezoluția semnificativă și de durată pentru tiparele de gândire, relaționare sau comportament de lungă durată să poată fi realizată în mod adecvat în una sau două sesiuni. Acestea fiind spuse, este rezonabil să ne așteptăm ca abordările structurate, axate pe prezent, precum terapia cognitiv-comportamentală, psihoterapia interpersonală sau terapia de acceptare și angajament să fie limitate în timp. Psihoterapia psihodinamică și psianaliză, pe de altă parte, care se concentrează pe explorarea dorințelor și a proceselor inconștiente, este probabil să necesite o investiție mai mare în timp. În majoritatea cazurilor, procesul nu va fi ușor. În psihoterapie este de lucru, dragii mei. Îți va cere să arunci o privire grea asupra ta. Dar nu veți fi singuri în asta. Terapeutul tău va lucra din greu pentru a nu te face să te simți singur. Vei colabora pentru a dezvolta mai multă conștientizare cu privire la exact ceea ce îți provoacă o problemă. De exemplu, moduri particulare de a gândi, de a te exprima sau de a face față diverselor emoții sau stil de comunicare. Vei colabora pentru a experimenta diferite moduri de a gândi, de a face ceva, de a relaționa și de a face față. Pe tot parcursul acestor sesiuni de psihoterapie este posibil ca să existe momente în care te simți mai rău, înainte să te simți mai bine. Vorbind despre experiențe traumatice, de exemplu, ar putea perturba somnul. Confruntarea unor moduri în care alții te-au tratat prost sau tu ai maltratat sau abuzat pe alții poate duce la tristețe și furie. Confruntarea cu ceva de care vă este frică, fie că este o schimbare sau decide să obțineți un divorț, poate crea mai multă anxietate pe termen scurt. Poate merită să-i acord ceva timp pentru a vedea dacă acest moment dificil va da loc la ceva mai bun pe termen lung. A vorbi cu terapeutul tău nu este același lucru cu a vorbi cu un prieten, de exemplu. Relația terapeutică diferă de alte relații. Nu este o stradă cu două sensuri. Probabil că veți împărtăși detalii intime despre dumneavoastră cu psihoterapeutul dumneavoastră, iar acesta nu vă răspunde, nu va reacționa cum poate te aștepți. Unii direcționalitatea împărtășirii nu este intenționată să fie aspră sau reținută și nici nu este un fel de indicator al încrederii sau probabilității dumneavoastră pentru psihoterapeut. Mai degrabă, terapeutul dumneavoastră stabilește limite în jurul a ceea ce și când vor împărtăși informații personale pentru a păstra accentul
acolo unde nu trebuie să fie sau unde trebuie să fie asupra ta și a obiectivelor tale. Și în unele tipuri de terapie care să te ajute să înțelegi că presupunile tale despre el sau ea, ca un alt mod de a afla mai multe despre tine. Limitele stabilite de un terapeut în unele cazuri pot de asemenea să vă modeleze modalități de stabilire a limitelor cu altele. Deoarece terapeutul tău nu va trăi în mod direct consecințele alegerilor tale, el se va abține în mod obișnuit de la instruirea finală. Există cu siguranță excepții de la acest lucru, și anume dacă există o preocupare pentru siguranța dumneavoastră sau pentru altcineva, ceea ce ar putea determina terapeutul dumneavoastră să fie mai direct cu dumneavoastră decât de obicei. În loc să vă spună ce să faceți, psihoterapeutul vă pune întrebări care să vă ajute să determinați ce doriți să faceți și de ce. El reflectă înapoi ceea ce ați spus pentru a vă ajuta să auziți cu urechile proaspete, ca să folosesc această expresie, și pentru a facilita o examinare minuțioasă. Terapeutul vă poate ghida să luați în considerare alte opțiuni pe care nu vi le-ați imaginat sau să gândiți prin consecințele pozitive, negative și undeva între ale luării unei anumite căi. Dacă lucrați cu același terapeut într-un interval de timp prelungit, este posibil ca terapeutul dumneavoastră să vă poată reaminti despre deciziile anterioare și consecințele acestora sau să indicați tipare repetate. Aceasta vă poate informa cum procedați cu decizia în fața dumneavoastră sau cum faceți față rezultatului acesteia. Nu vă aștepta să faceți click cu primul terapeut pe care îl vedeți. Oricât de unică este relația terapeutică, ea este în comun cu alte relații, încât implică două persoane care se reunesc. Ești clar expertul tău și ajungi la cabinetul terapeutului cu temperament și stil personal. O percepție a problemelor active și o idee despre obiectivele tale pentru terapie. Terapeutul tău, în schimb, este expertul în sănătate mentală și te salută cu propriul stil terapeutic special. Este posibil să nu faceți click cu primul terapeut pe care îl vedeți, sau este posibil să fie nevoie de mai multe întâlniri pentru a decide dacă sunt potrivite. Este posibil să fie nevoie să vedeți mai mulți clinicieni pentru mai multe sesiuni înainte de a găsi terapeutul potrivit. În încheiere, aș dori să vă vorbesc despre găsirea celui mai bun terapeut pentru tine. Cea mai bună potrivire este diferită pentru diferite persoane. Dar considerați următoarele întrebări pe care să vi le puneți ca un început util în evaluarea terapeutului potrivit pentru dumneavoastră. Întrebați-vă dacă terapeutul a răspuns întrebărilor dumneavoastră, la satisfacția dumneavoastră cu privire la diagnosticul dumneavoastră, la experiența sa clinică și ce tratament ar putea implica. Aveți în vedere dacă terapeutul transmite
profesionalism în conversație, în mediul de birou, în descrierea politicilor sale de anulare, urgențe a contractului de consiliere atunci când începeți o sesiune. Având în vedere orice provocare pentru dumneavoastră în începerea psihoterapiei, cât de confortabil vă simțiți vorbind deschis cu terapeutul, este foarte important. Dacă nu vă simțiți confortabil cu terapeutul ales, garantat această terapie nu va funcționa. Îți place stilul lui, inclusiv gradul lui de interacțiune cu tine, utilizarea umorului, capacitatea de a percepe și aborda starea ta emoțională în timpul unei sesiuni. Toate acestea sunt foarte importante pentru că dacă, așa cum am spus mai devreme, dacă nu te simți confortabil cu terapeutul, atunci terapia nu va funcționa și pierdeți timp și bani. Și cel mai important, puteți pleca mai rău la sfârșitul terapiei decât atunci când ați început. Mulțumesc că m-ați urmărit. Până data viitoare vă spun la revedere și aveți grijă de voi. Nu uitați că aștept comentariile și întrebările dumneavoastră. La revedere!